Ravagerul. Cu toții știm că acesta este un mob foarte agresiv din Minecraft, dar astăzi am încercat să blăzesc toți mobii din Minecraft și chiar am reușit să blăzesc și un Ravager. Dar nu a vrut să mă opresc aici, așa că am fost până la dragon ca să încerc să-l blăzesc și pe acesta. Așa că dacă vreți să vedeți dacă am reușit să blăzesc dragonul, ei bine, stați geană până la final și nu uitați să bubuiți și voi butonul ăla de like. Ok, hai să-i dăm drumul, let's go! Ok, băi și fete, și hai să vedem cu ce animale de companie îmi voi umple acest hambar. Pentru că știți și voi foarte bine, astăzi o să putem să îmblăzim orice, frate. Deci orice mob noi o să putem să-l îmblăzim și să-l transformăm în animal de companie. Așa că hai să nu mai pierdem timpul. Și primul mob la care mă gândeam să-l îmblăzesc, ei bine, este un Ravager. Cum să nu vrei un uriaș din ăsta, frate? Cum să... Stai, cum să nu vrei până nu te omoară? Ok, și faza e că, după cum vedeți, în mâna mea se află o lesă, iar eu va trebui să-i pun această lesă ca să-l îmblăzesc pe uriașul ăsta care vine să mă omoare. Ok, dar ideea e că, după cum vedeți, nu pot să-i pun lesă așa din prima, deoarece am nevoie de ceva care să-l calmeze și să-l pot îmblăzi. Iar pentru asta am această poțiune care că este un ceai calmant, așa că hai să-i dăm cu ceaiul calmant și gata, după cum vedeți, nu mă mai atacă și putem să încercăm să-l... Ok, nu mai putem să încercăm să-l facem nimic. Mai trebuie să-i mai dau o dată cu ceaiul calmant. Ia de aici ceai calmant, mă nebunule. Ok, și acum îi dăm cu acest colar și gata, l-am oblăzit în sfârșit, vedeți? Dar de ce are lesa în frunte? Ok, gata. Acum uriașul ăsta e al meu. Uitați-vă și voi, animalul meu de companie. Se ține și după mine, după cum vedeți. Hai, micuțule, bine, uriașule, de fapt. Și da, faza tare e că pe ăsta pot să-l și călăresc, mă nene. Ziceți voi că nu e tare chestia asta, pe bune, dacă nu. Și asta este primul nostru animal pe care îl vom băga în țarc. Bine, nu o să-l băgăm în țarc deocamdată, pentru că vreau să-l testăm un pic. Cum să-l testăm? Ei bine, să zicem că vine un nenorocit din ăsta să mă atace. Oare prietenul meu îl va omorâ? Fii atent, mă, că-l atacă. Îl atacă Ravagerul pe zombie husk. Ia de aici, băi. Ok, dar cred că ar trebui să trecem la nivelul următor. Ia să vedem dacă Ravagerul ăsta al nostru se va bate cu un alt Ravager pentru mine. Haide, mă-l bați. Ok, pare că nu vrea să se bată cu frățiorul lui. Îl miroase. Îl miroase, bă, nu faceți, bă, cunoștință, dai pe el. Ok, hai să-l călărim în cazul ăsta. Ia treci, bă, coace, ia de aici. Mamă, dar fii atent că nu poate să mă atace dacă sunt pe Ravager. Deci Ravagerul nu poate să mă atace dacă sunt pe celălalt Ravager, pentru că bănuiesc că n-are tupeu să dea înfrățiorul lui, gen. Bă, dar nici ăsta nu l-a atacat, efectiv. Hai să vedem dacă totuși un alt mob o să atace, gen. Ia să vedem, un Iron Golem, se bate cu Iron Golemul pentru mine? Da, nu cred că se bate cu Iron Golemul pentru mine, din păcate. Bă, deci mă aleargă Iron Golemul ăsta și ăsta nu face nimic, efectiv. Oh my god, mai am o inimă. Da, hai să scăpăm de Iron Golemul ăsta. Și Mortus. Ok, hai acum să trecem la alt mob interesant pe care vreau să-l îmblăzim, băie și fete, și anume un shulker, bă, nene. Cum adică să îmblăzești un shulker? Dar pentru asta o să-l stau direct aici în habar, pentru că n-am chef să-mi iau zborul. Deci hai să vedem cum putem să facem un shulker animal de companie. Îl spawnăm aici, îi dăm cu ceaiul calmat și acum hai să încercăm să-i punem lesa. Ok, n-a mers. Vedeți, am mai multe încercări ca să-i pun lesa, băie și fete. Oh, nu. Stai așa, iară să-i dăm cu ceaiul calmat. Ia bă de aici ce-ai calmat? Ok, mamă, m-a zburat în aer, efectiv. Ok, hai să mai băgăm o pisă, ia îi dăm cu ceaiul calmant și acum, bun, l-am îmblânzit. Dar de ce tot m-a lovit, băi, nenorocit ăsta? Ok, l-am îmblânzit pe game-ul ăsta și acum chiar nu știu ce ar putea să facă. Lol, uite-te la el. Efectiv, acum e animalul meu de companie, dar poate să vină după mine, gen? Da, nu cred că poate să vină după mine. Ăsta chiar cred că o să rămână în hambar, dar hai să vedem totuși dacă mă ajută cu alți mobi. Uite, să zicem că iară mă atacă un Ravager din ăsta, oare o să-l atace? Uite că-l atacă! Fii atentă! Ok, ok, haide mă, nimerește-l! Mamă, cred că mai degrabă mă nimerește pe mine. Ok, uite, l-a atacat, l-a nimerit! Și acum ia uite Ravager în aer. Mamă, câte biluțe de-astea i-a dat! Ok, i-a mai prins încă una și încă una... Și încă una. Mamă, cred că o să ridice super tare în aer. Dă-te că cade Nicovala. Oleu, ajută-mă, bă. Ok, iar l-a ridicat în aer. Și acum pentru că e în aer, hai să-i băgăm și noi niște săbii. Ia de aici. Nici nu poate să se coboare fraierul.
Bă, chiar e tare rău de tot șulcărul ăsta. Ok, și următorul mob pe care vreau să-l îmblânzesc, băieți și fete, este un șobolănel. Cine nu și-ar dori un șobolănel de companie? Și la ce mă refer prin șobolănel? Ei bine, un silverfish, frate. Hai să-i dăm și lui ăsta cu ceaiul de îmblânzire. Și acum să încercăm să-i punem lesa. Bă, n-a mers să-i pun lesa. Ok, mai bag o fisă. Bă, se lasă greu și șopolănelul ăsta. Ok, l-am împlânzit, bă. Și uite cum are lesa pățânaia mica lui, ești de bun. Ia, și să zicem că acum mă atacă un bandit din ăsta. Ia să vedem, silverfish-ul meu, oare o să-l atace? Ia, uite, bă, ce reala mă taie șopolănelul, ești de bun. Dă-i șopolănelule, dă-i pe el. Oamne, cum să te bată un șobolănel, mă, ești nebun? Ia de aici! Ok, dar bate cam greu, ce-i drept, adică cred că dă super puțină viață. O să mai trebuiască să-i mai fac un prieten care să-i sară în ajutor. Bă, ce-a făcut, mă, șulcărul? Tocmai l-a ridicat în aer pe ăsta al meu. Oh, nu, sper să nu moară Ravagerul. Bă, dar unde-i Silverfish-ul? Ah, uită-l. Ia, fii atentă. Oh, nu pot să cred, bătălia șobolăneilor! Bătălia șobolăneilor. Dar uite, vezi, Ravagerul nu atacă Silverfish-ul ăsta, doar Silverfish-ul atacă. Ok, dacă Silverfish-ul a fost atât de tare, hai acum să blânzim și o puțulică din asta, ia uitați-o. Ok, hai să-l calmăm și pe micuțul ăsta. Bă, nu-l ataca, că vreau să ne facem prieteni. Ok, da, se pare că nu pot să mă înțeleg cu Silverfish-ul ăsta. Dar uite că pot să-l pun să stea pe loc. Stai, mă, pe loc, nu mai ataca nimic. Șobolan mic și agresiv ce ești. Cred că era gelos Silverfish-ul ăsta. Ok, hai să dăm cu ăsta pe Endermite și să-l calmăm. Hai să-i punem repede. Haide, mă, îmblânzește-te. Bă, da, greu se mai îmblânzește o chestie din asta. Hai să-i mai facem un ceai din ăsta și l-am îmblânzit în sfârșit. Uite-te, da, că are și el. Bă, nu. Oh, nu pot să cred. L-a nimerit șulcărul, frate. L-a nimerit șulcărul cu binele lui. L-a scuipăcit un pic. Mamă, sper să nu moară ăsta dacă o să cadă de acolo. Te rog, nu muri. Bă, pe bune! Cum ai nimerit, mă, tocmai de acolo? Stai cu minte! Doamne, și eu m-am chinuit atâta să-l îmblânzesc pe ăsta micu. Hai, acum să-l... Ok, acum s-a îmblânzit din prima. Și gata, acum și ăsta e animalul nostru de companie. Frate, zici că e o vânătă, efectiv, zici că e o vânătă umblătoare. Ia, hai să vedem dacă ne sară în ajutor micuții ăștia, dacă ne atacă vreun pungaș din ăsta, ia. Ia, fii atent, ce-o dau cu ei? Bă, stai așa că... Oh, nu, mi-a omorât Silverfish-ul, bă, nenorocitule! Ok, cred că l-a scuipat, tocmai l-a scuipat ăsta. Ești cam la înălțime cu metre. Mamă, până unde se duce ăsta, frate? Fii atentă că se înalță mai mult decât copacul, ești nebun și... Bam, pa. Bă, am rămas fără șobolănel, efectiv. Dar lasă că în locul lui vreau să fac un liliac să-l îmblânzesc. Treci încoace. Mamă, până-l prind eu pe ăsta. Ok, uite-l cum zboară, frate. Bă, vino, mă, încoace. Ok, știi ceva, nu o să stau să alerg după un singur liliac. Așa că o să mai spawnez încă unul. Treci, bă. Bă, se lasă greu liliecii ăștia, mă, nene. Ok, în sfârșit l-am îmblăzit. Am și un liliac de companie. Bă, dar unde se duce? Nu vine după mine? Mamă, unde ați mai văzut, mă, nene, liliac cu lesă? Hai că logica Minecraft, ești de bun, liliacul cu lesă. Am trăit să o văd și pe asta. Ia, hai să vedem dacă liliacul cu lesă o să ne apere de răufăcători. Liliacul cu lesă... Bă, nu prea pare că vrea să atace. Da, e inofensiv, efectiv, liliacul ăsta e degeaba. Hai, Ravagerul, bă, uite că nici Ravagerul mai atacă. Bă, da, voi mai sunteți buni de ceva, pe bune? Și Endermite-ul ăla nici nu mai știu pe unde e. Bă, frate, nici măcar nu mai am cu ce să-mi umplu hambarul, pe bune. Mi-am umplu hambarul cu un liliac și un Ravager. Bă, nu e, mă, broască asta nu vrea să fie îmblânzită, frate. Nu știu ce are. Efectiv, am încercat pe 1000 de broaște și nimic. Bă, dacă o broască nu merge să îmblânzesc, hai să vedem dacă un Blaze merge să-l îmblânzim. Ok, i-am dat cu ceaiul calmant. Bă, dar unde zboară ăsta, mă, că nici nu pot să ajung la el. Oh, nu, stai așa că nu vreau să-mi dea foc. Ok, hai să-i mai dăm iară cu ăsta calmant. Ok, tocmai mi-a dat foc. Ok, și l-am îmblânzit. Uite, mă, că a mers pe ăsta, dar a mers pe o amărâtă de broască, pe bune. Și fii atentă că acum și Blaze-ul are lesă, frate. Ok, chestia asta chiar e tare. Ia, hai să vedem dacă Blaze-ul o să ne ajute într-o bătălie contra unui husk. Cu metre. Bă, mă ajuți? Ok, uite-l că mă ajută. Ia să vedem. Hai, mă, dă-i pe el. De ce nu-l atacă? Mamă, pe bune că nu poate să-l atace cu foc? De ce nu-l atacă cu foc? Dă-i, mă, cu foc pe el. Dă-i cu foc. Mamă, uite și tu că nu vrea să dea cu foc pe el. Bă, ce-i japca asta, mă, nene? Doamne, ce japcă, uite-te și tu. Ăsta nu poate să-și folosească abilitățile.
Frate, îl atacă normal. Hai bă, dă-i cu foc, dă-i cu foc. Uite mă că merge, i-a dat și cu foc, mă nenică. Ok, băi și fete, acum aș vrea să îmblânzesc ceva tare ciudat. Și sincer să fiu, nu știu ce o să se întâmple după ce o să-l îmblânzesc. Adică vreau să îmblânzesc cu un creeper, frate. Și nu știu cum, ce o să se întâmple după ce o să-l îmblânzesc efectiv. Adică o să bubuie odată și gata. Ok, i-am dat iară cu ceaiul calmat și gata, what? Băi, vedeți că s-a pus? Bă, ce? Lol, poate să stea creeper-ul jos, ești nebun? Fii atent-o dacă nu. Ia uite-l bă cum stă. Efectiv zici că e cățel, pe bune dacă nu. Hai că am creeper cățel. Păi și ia să vedem acum dacă vreau eu să atac un zombie husk. O să atace cu bătrul meu creeper? Hai bă, la tragi. Aoleo, Blaze-ul tocmai a dat foc la Ravager. Bă, ce se întâmplă? Hai bă, la tragi. Ok, creeper-ul ăsta nici măcar nu atacă atât de fraierie. Haide mă, atacă-l odată. Dar nu, am, nu, deci animalele astea de companie sunt super ciudate. Creeper-ul nu mai atacă deloc, e efectiv un cățel inofensiv. Adică nici măcar un cățel care mușcă sau care latră măcar. E efectiv un cățel de la de poșetă. Hai, stai jos, cățel de poșetă, ce ești? A, și eu tocmai am observat că Blaze-ul meu tocmai a dat foc la toată pădurea. Da, nimic, nimic important. Ok, băie și fete, acum aș vrea să-mi fac un panda de companie. Ia să încercăm să blăzim noi un panda. Mamă, și ăsta se blăzește destul de greu. Ok, dacă panda nu merge, din câte văd, măcar ursul polar. Mamă, și s-a spawnat un urs polar micuț. Haide, mă, măcar ăsta să meargă blăzit. Ok, uite că pe ăsta l-am îmblânzit. What? Și de ce mi-a dat niște ață? Nu înțeleg. Și acum am un urs polar micuț ca animal de companie, cel puțin așa cred. Ia să vedem dacă ursul ăsta polar micuț o să atace un zombie husk pentru mine. Cu metre. Unde fugi? Nu ăla e stăpânul tău, eu sunt stăpânul tău. Și stăpânul tău e atacat de urâtul ăsta. Da, aparent îl doare la bașcheți pe ursul meu polar. Come on, ce sunt cu animalele astea de companie? Bă, măcar Blaze-ul și fai... Aoleo, bă, ursule polar, a luat foc, frate, și uite-l cum stă în foc, n-are o treabă. Bine că n-ai murit, doamne, iar tu mai ai și urs polar și a mai luat și foc. Bă, da, panda-ul ăsta de ce nu vrea să fie îmblânzit? Bă, eu nu mai pot, bă, cu animalele astea, pe bune, bă, merg îmblânzite, bă, nu merg îmblânzite. Ok, mai vreau să îmblânzesc un ultim animal și anume un păienjenicu Nicu. Frate, întotdeauna mi-am dorit un păienjenicu. Ia treci cu acea păienjenicule, bam, și gata, avem păienjenicu de companie. Și acum mai vreau să verific o singură chestie, băie și fete. Vreau să mă duc până în End și să văd dacă pot să îmblânzesc Ender Dragon-ul. Ia uite panda, o ce frumos stă, dar n-ar pune și el o lesă, mă frate. Poate are nevoie și el de ceai de ăsta calmant. Oh, gata, mă, am îmblânzit panda-ul. Am îmblânzit panda-ul. Ok, băie și fete, hai că ne vedem direct din End, pentru că vreau să încerc să îmblânzesc dragonul. Ok, băie și fete, și am ajuns la dragon și după cum vedeți au venit și animalele mele după mine. Ia fii atentă la Lilia, cred că vrea să se ducă să atace dragonul. Ok, am dat cu ăla, cu ceaiul ăla, da, nu cred că merge. Nu cred că merge să îmblânzim dragonul. Care ar fi șansele să putem să îmblânzim dragonul? Da, nicio șansă. Hai să încercăm să-i dăm la dragon în cap și cred că tocmai mi-a omorât. Mi-a omorât Liliacul sau nu știu ce a omorât. Ia uite pe Lilia cum stă în față la dragon, bă, n-are o treabă. Hai să dăm pe dragon. Mamă, dar nici măcar nu mai merge să-i scad din viață dragonului. Bă, ce? Ia fii atent că atacă Blaze-ul dragonul, nu pot să cred. Hai bă, tragi după el sau ce faci? Da, nu cred că trage după el. Și acum, efectiv, nu mai merge să-i dau damage dragonului, voi vedeți? Bă, frate, am făcut dragonul invincibil cu ceaiul ăsta calmant. Deci, în concluzie, nu trebuie să dați niciodată ceai calmant dragonului. Pentru că ați văzut și voi că devine invincibil. Dar să fim serios, cine i-ar da ceai calmant dragonului? Opa, uite că a început și Blaze-ul să dea în el. Ok, băi și fete, deci modul ăsta a fost un fail total. Dar totuși, dacă v-a plăcut acest clip și v-a plăcut de gazda voastră, adică eu, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz când ați făcut-o, iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!